Bună dimineața! Sunt Tatiana Andrieș și, așa cum am spus săptămâna trecută când am lucrat doamna Crăciun, voi continua cu un scurt tutorial în care voi prezenta modul în care am realizat șalul acesteia. Eu astăzi voi lucra cu culoarea roșie, voi folosi același fir Lisa Lurex, același tip de croșet, croșetul cu numărul 3, însă voi face culoarea roșie pentru că mi se pare că îi lipsește totuși ceva doamnei Crăciun la cap, prea mult alb. De aceea am decis să fac același model, același șal, ca un baticaș pe care să îl pun pe cap. Vom începe lucrarea, dar înainte de aceasta vreau să vă doresc tuturor o săptămână binecuvântată, o săptămână plină de realizări, de bucurii, multă sănătate și spor în tot ceea ce faceți. Am făcut primul ochi de lanț de început, iar acum voi continua făcând un număr de 7 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voi lua firul odată pe croșet, voi intra în ultimul, care de fapt este primul ochi de lanț cu care am început lucrarea, și voi face un picioruș dublu. Deci, picioruș dublu. În acest moment am format baza lucrării noastre. Acum voi face 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voi întoarce lucrul în felul acesta, cu firul înainte, și în interiorul acestui cerc voi face un număr de 4 puncte puf cu 3 ochiuri de lanț între ele. Deci încep primul punct, am luat odată pe croșet, trag bine firul, a doua oară pe croșet, a treia oară, iar acum voi închide toate, le voi închide împreună, voi fixa punctul, voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care separă aceste puncte, voi continua cu cel de-al doilea puf, 1, 2, a treia oară, am luat pe croșet, voi închide totul împreună, voi fixa, voi face 3 ochiuri de lanț. Pe măsură ce lucrăm vom împinge un pic punctele înspre margină. Din nou voi face un alt punct puf. 1, 2, 3. Deci am luat din nou de 3 ori pe croșet. Voi închide totul împreună. Voi fixa. Voi face 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Voi face ultimul punct puf. Am luat odată pe croșet. A doua oară. Cea de-a treia oară. Voi închide totul. Voi fixa. Iar în acest moment voi face din nou 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Voi lua de 2 ori firul pe croșet și de aici unde am închis cercul voi număra 1, 2, 3. Voi intra în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț. Și voi face un picioruș dublu înalt. 1, a doua oară,
și am închis piciorușul dublu înalt. Deci aceasta este baza șalului. În acest moment voi continua cu un număr de 9 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vom întoarce lucrul în felul acesta. Apoi voi intra în acest mic arc format între primele două puncte puf și voi face un picioruș scurt. Care nu vrea să iasă ca de obicei. Trei ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Între puful 2 și 3 voi face din nou un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, picioruș scurt între puful 3 și 4, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Voi lua firul de 2 ori pe croșet. Și în cel de-al treilea ochi, începând de aici de unde am închis rândul, deci numărăm 1, 2, 3, întoarcem așa să le vedem bine, 1, 2, 3, voi face un picioruș dublu înalt din nou. 1, a doua oară. Și cea de-a treia oară. În felul acesta am făcut baza următoarelor puncte puf. Acum voi face 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6. Întotdeauna rândurile în care lucrăm punctele puf vor începe cu 6 ochiuri de lanț. Rândurile în care vom lucra piciorușele scurte vor începe cu 9 ochiuri de lanț. Voi întoarce lucrul. Voi lua firul pe croșet odată. Și în acest spațiu noi vom lucra cele 4 puncte puf cu 3 piciorușe, cu 3 ochiuri de lanț între ele. Deci, voi începe cu primul. Voi trage bine firul. 1, 2, cea de-a treia oară, voi închide toate împreună, exact cum am procedat la început, le voi fixa. Continuăm cu 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, un nou puf, 1, odată pe croșet, a doua oară pe croșet, a treia oară pe croșet, vom închide totul împreună. Aici este un pic punctul mai dificil. Le vom fixa. Voi continua cu alte 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Un nou puf. Am luat odată, a doua oară, a treia oară pe croșet, voi închide totul împreună. Vom bloca, vom fixa aici. Voi continua cu 3 ochiuri de lanț. Voi face ultimul punct puf din acest nou rând, din această primă parte, 1, odată, de 2 ori, de 3 ori pe croșet, tragem bine, închidem totul împreună, fixăm, vom face alte 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3,
iar aici, în corespondența piciorușului scurt, dintre punctul puf 2 și 3 din rândul anterior, vom face un picioruș dublu. Deci exact pe mijloc. Vom face un picioruș dublu, continuat de 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, după care vom intra din nou în acest spațiu și vom face cele 4 puncte puf cu cele 3 ochiuri de lanț între ele. Am luat odată firul pe croșet, a doua oară, cea de-a treia oară, trag bine firul, închid totul, blochez, voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, fac următorul puf, 1, a doua, cea de-a treia oară, voi închide totul împreună, voi fixa punctul, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, cel de-al treilea puf, 1, 2, 3, le închid pe toate împreună, le blochez, continui cu 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, iar acum voi face cel de-al patrulea și ultimul puf din acest rând. Odată firul pe croșet, 1, cea de-a doua, 2, cea de-a treia oară, închid totul, în felul acesta, acum voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, voi lua firul de 2 ori pe croșet, în cel de-al treilea ochi de lanț de aici, de unde am închis rândul anterior, 1, 2, 3, voi face picioruș dublu înalt, 1, 2 și închidem totul, felul acesta. Deci începe să prindă contur, după care vom continua. Așa cum vă spuneam, întotdeauna rândurile în care vom face ochiurile, piciorușele scurte, le vom începe cu întotdeauna cu 9 ochiuri de lanț. Și voi face 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, întoarcem lucru, voi face un picioruș scurt între primele 2 puncte puf, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, un nou picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, un nou picioruș scurt, vedeți, după care voi face din nou 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, voi trece în spațiul dintre următoarele puncte puf, voi face un picioruș scurt,
trei ochiuri de lanț, un nou piciorul scurt, trei ochiuri de lanț, un piciorul scurt, trei ochiuri de lanț, 2, 3. Vom lua firul de două ori pe croșet, 1, 2, în cel de-al treilea ochi de lanț, de aici vom face din arcul format în rândul anterior, vom face un picioruș dublu înalt, vom închide totul, voi face 6 picioruși, 6 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6, voi întoarce lucrarea și în corespondența acestui spațiu, în corespondența spațiului din mijloc și în corespondența ultimului spațiu, vom face punctele puf, așa cum ați văzut. Acum voi lucra un pic mai repede. Repetăm modelul, dar în același timp și înmulțim. După cum vedeți, acest nou rând va avea trei evantaie formate din cele patru puncte puf. Am luat o dată pe croșet, a doua, a treia oară, voi închide totul împreună, trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Voi continua cu următorul puf. 1, 2, 3. Tragem bine firele, le închidem pe toate împreună. Împingem către marginea lucrării. 1, 2, 3 ochiuri de lanț, cel de-al treilea puf. 1, 2, 3. Le închidem pe toate împreună. Le fixăm. 1, 2, 3, deci avem deja 3 puncte puf, voi face ultimul, 1, 2, 3, trag firul, le voi închide, acum, în corespondența piciorușului scurt dintre cele patru puncte puf din rândul anterior, voi face un picioruș dublu. Picioruș dublu. După care, voi continua în acest spațiu. Spațiul creat în mijloc cu alte puncte puf. Deci, lucrăm primul, 1, 2, de 3 ori pe croșet, închid totul, fixăm punctul, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Continuăm cu celelalte 3 puf. 1, 2, 3. Închidem totul împreună. Vă explic aici pas cu pas. 1, 2, 3 ochiuri de lanț. În felul acesta reușiți să lucrați și dumneavoastră, aici mă refer la doamnele începătoare, doamnele care lucrează
de mult nu au probleme, voi face cel de-al treilea punct puf, o dată, de două, de trei ori pe croșet, închid totul, fixez, trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și acum voi face ultimul punct puf din acest evantai. 1, 2, 3. Voi închide totul împreună. Fixez. După care, din nou, în corespondența piciorușului scurt dintre puful 2 și 3 din rândul anterior, voi face un picioruș dublu. Vedeți, deja prinde, se lărgește lucrarea. Iar apoi voi intra aici, în ultimul arc, să-l numim așa, și vom face din nou ultimele patru puf. 1, 2, 3, voi închide, fixa trei ochiuri de lanț, 2, 3, cel de-al doilea puf, închide totul, fixez, trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, al treilea puf, 1, 2, 3, deci întotdeauna iau firul de 3 ori pe croșet. Dacă lucrați cu un fir mai subțire, puteți lua de mai multe ori, 1, 2, 3. Iar acum voi face ultimul puf. 1, 2, 3. Voi închide totul. Voi fixa. Voi face 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. De două ori firul pe croșet. Și voi intra în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț de la începutul lucrului și voi face un picioruș dublu înalt. Acestea sunt practic punctele de bază. După cum vedeți, deja prinde formă. Vom continua cu piciorușele scurte. Important este să rețineți modul în care se realizează aceste piciorușe scurte și să intercalați între punctele cu evantaiele formate din punctele puf. Deci avem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, așa cum vă spuneam întotdeauna, voi întoarce lucru, voi intra în corespondență spațiului dintre primele două puf, voi face un picioruș scurt, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, următorul picioruș scurt, 1, 2, trei ochiuri de lanț, următorul picioruș scurt, 1, 2, trei ochiuri de lanț, următorul picioruș scurt, în
în punctele puf din rândul anterior, piciorul scurt, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, următorul piciorul scurt, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, următorul piciorul scurt, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, piciorul scurt în ultimul levantai din cele 4 puf, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, următorul piciorul scurt, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, piciorul scurt, iar acum voi face ultimele 3 ochiuri de lanț pentru a închide rândul. 1, 2, 3 ochiuri de lanț, firul de 2 ori pe croșet, voi intra 1, 2 în cel de-al treilea ochi de lanț de la început de aici, de unde am închis practic 1, 2, 3, acesta. Voi face piciorul dublu înalt. 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. Voi întoarce lucrarea și acum, aici, în primul spațiu, vom lucra primele 4 puncte puf. Le vom lucra singure acum. Ați văzut deja cum se lucrează. După ce le lucrez, mă întorc și vom continua. Am lucrat cele 4 puncte puf de la începutul rândului. Acum, din nou, punctul cel mai important pe care nu trebuie să-l uitați este piciorușul dublu dintre pe care îl vom face în piciorușul scurt dintre puful 2 și 3 din rândul anterior de puncte puf, deci aici piciorul dublu, din nou firul pe croșet și voi intra în acest spațiu de 3 ochiuri de lanț, unde voi continua lucrând cele 4 puf. Din nou voi lăsa și vom lucra singure de acum, deci 4 puncte puf cu 3 ochiuri de lanț între ele. 2, a treia oară. Ne întâlnim când terminăm și aceste puncte. Am lucrat și celelalte 4 puf. Acum din nou aici vom face piciorușul dublu, deci în piciorușul scurt dintre punctele puf 2 și 3 din rândul cu puncte puf. După care trecem în următorul spațiu de 3 ochiuri de lanț. Și vom face din nou cele 4 puf, voi începe și vom continua singure. De acum ați prins modul în care se execută 3 ochiuri de lanț și continuăm cu celelalte 3 puncte puf, ne întâlnim când le terminăm. Am lucrat și aceste puf, acum voi face piciorușul dublu, așa cum v-ați obișnuit deja, în piciorușul scurt din corespondența pufului 2 și 3.
după care voi trece aici, în ultimul spațiu, și voi face cele patru puf. Le vom lucra apoi singure, pentru că practic totul se repetă. Închidem trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și continuăm cu celelalte puf. După cum vedeți, încet, încet lucrarea se lărgește, prinde dimensiuni. Am lucrat și aceste patru puf, voi face trei ochiuri de lanț, firul de două ori pe croșet, în cel de-al treilea ochi de lanț voi intra și voi face piciorușul dublu înalt, 2, voi închide, acum voi face 9 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Întoarcem lucru. Vom continua cu piciorușe scurte. Așa cum știți. 1, 2, 3. Următorul picioruș scurt. Punctele puf. 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, următorul picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și vom trece în corespondența următorului evantai format din cele 4 puncte puf. Voi face primul picioruș scurt, 1, 2, 3. Următorul picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, din nou 1, 2, 3. Următorul picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț. Voi trece în următorul evantai format din punctele puf. Voi face piciorușul scurt, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, piciorul scurt, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, piciorul scurt, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Voi trece în următorul și ultimul evantai format din punctele puf. Voi face piciorul scurt, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, piciorul scurt, 3 ochiuri de lanț, 2, 3, piciorul scurt, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, de două ori firul pe croșet și vom intra în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din acest de la începutul acestui rând pe care deja l-am lucrat. Vom face piciorușul dublu înalt, voi închide. Acum voi face 6 ochiuri de lanț, 4, 5, 6, întorc lucrul și voi continua cu punctele puf. După cum vedeți, încet, încet prinde dimensiuni. Aici, în primul spațiu, voi face cele 4 puncte puf. 1, 2, 3. Am luat de 3 ori pe croșet. Voi închide totul împreună. Voi bloca. 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Un nou puf, 1, 2, a treia oară pe croșet, închid totul, trag bine și închid totul, blochez, 3 ochiuri de lanț,
cel de-al treilea puf. Acesta va fi, cred, ultimul rând de la batecaș. 1, 2, 3. Voi închide totul împreună. Blochez 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Fac spațiu aici. Cel de-al patrulea puf. 1, 2, 3. Închid totul împreună, toate ochiurile. Le blochez. Iar acum, așa cum ați văzut și în rândurile anterioare, aici voi face piciorul sub dublu. După care voi trece în acest spațiu format din 3 ochiuri de lanț. Voi face cele 4 puncte puf. 1, 2, a treia oară pe croșet. Voi închide totul. Blochez 3 ochiuri de lanț. Firul pe croșet. 1, a doua oară pe croșet, a treia oară pe croșet. Închid totul. Blochez 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Formăm cel de-al treilea puf. Odată pe croșet, cea de-a doua oară, cea de-a treia oară pe croșet. Închid toate împreună. Blochez 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Voi face ultimul puf. Firul pe croșet o dată, de două ori, de trei ori. Închid totul. Blochez firul pe croșet. Picioruș dublu. În piciorușul scurt dintre puful 2 și 3. Și acesta îl vom repeta întotdeauna. După care voi trece în următorul spațiu de 3 ochiuri de lanț, voi face următoarele 4 puf, o dată, cea de-a doua, cea de-a treia, închid totul, blochez, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, cel de-al doilea puf, 1, 2, 3. Voi închide totul. 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Cel de-al treilea puf. O dată, de două ori, de trei ori pe croșet. Închid totul, blochez 3 ochiuri de lanț, iar acum voi face ultimul puf din acest evantai, o dată pe croșet, a doua oară pe croșet, cea de-a treia oară pe croșet, închid totul. Blochez piciorușul dublu, așa cum v-ați obișnuit, în piciorușul scurt dintre puful 2 și 3. Voi trece în următorul spațiu format din 3 ochiuri de lanț și voi face cele 4 puf. O dată, de două ori,
de 3 ori pe croșet, închidem totul, fixăm, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, cel de-al doilea puf, 1, 2, 3, închidem totul, fixăm, blocăm, fixăm cum doriți, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, facem cel de-al treilea puf o dată, de 2 ori, de 3 ori pe croșet, închidem, blocăm, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, ultimul puf, 1, 2, de 3 ori pe croșet, fixăm. Aici va veni acum piciorușul dublu, așa cum știți, în piciorușul scurt, dintre puful 2 și 3, după care trecem în ultimul spațiu pentru a face ultimele 4 puf, puff stitch, cum spun englezoaicele. Închidem, 3 ochiuri de lanț, 2, 3, un nou puf. Închidem, fixăm, 3 ochiuri de lanț, cel de-al treilea puf, 1, 2, 3, de 3 ori pe croșet, blocăm, fixăm, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, ultimul puf, 1, 2, 3, închidem totul, fixăm, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, de 2 ori firul pe croșet, intrăm în cel de-al treilea ochi de lanț, așa cum v-ați obișnuit că închidem lucrarea, o dată, de 2 ori, și acesta este șalul. Acum, la atitudinea dumneavoastră, dacă doriți să-l faceți mai mare, veți continua. Dacă doriți să rămâneți la aceleași dimensiuni precum șalul meu, ne oprim aici. Las la atitudinea dumneavoastră, vom încheia lucrarea, vom ascunde capetele de fire și astfel am realizat șalul și baticuțul Doamnei Crăciun. Eu îl voi închide, voi așeza pe capul Doamnei, după care voi face fotografie și voi pune pe pagina grupului de Facebook. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă mulțumesc pentru like-uri, pentru vizualizări, pentru comentarii. Vă rog să continuați să comentați, vă rog să continuați să scrieți
cam ceea ce ați dori să mai lucrez. Voi trece un pic să lucrez și cu mărgeluțe, voi lucra un pic și cu pânglicuță, însă până să trec la acelea, am un nou proiect în minte pe care vreau să-l lucrez pentru dumneavoastră. Dacă vă place ceea ce am lucrat, așa cum vă spun întotdeauna, vă rog să lăsați un comentariu, un like, un share, de ce nu. Unde nu ați înțeles ceva, puteți să-mi scrieți și apoi eu vă voi explica. După cum știți, îmi fac timp să răspund un pic tuturor comentariilor pe YouTube. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi și o săptămână minunată. Sunt Tatiana Andrieș și ne întâlnim cât de repede cu un nou tutorial. La revedere!